Nicolae Timofti a reluat astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcție de premier. Liderul democraților Marian Lupu a declarat după prima întrevedere cu Timofti că i-a cerut șefului statului să numească deja mâine candidatul la funcție de prim-ministru. Și pe această cale să urgentăm procedurile, să vedem cum merg discuțiile, consultările, negocierile și în ce parte, în ce direcție se îndreaptă Republica Moldova. Nu putem să ținem, repet încă o dată, o țară întreagă în suspans și să ne jucăm de țara în mână. Acesta a mai menționat că liberal-democrații sunt cei care trebuie să propună candidatura din moment ce anume ei au pretins la funcția respectivă. Însă PLDM i-a cerut șefului statului o pauză de circa 10 zile. Liderul fracțiunii parlamentare liberal-democrate, Valeriu Streleț, a declarat jurnaliștilor că nu s-a discutat despre un eventual candidat la funcție de premier. De asemenea, Streleț a anunțat că PLDM va veni mâine cu o reacție argumentată la declarațiile oficialilor europeni din ultimele zile, dar și la epistolele trimise președintelui țării de către liderul PD Marian Lupu. Noi vom emite o declarație oficială a partidului atât pe marginea îngrijorărilor care le-au oficialii europeni, cât și vis-a-vis de stilul epistolar al unor actori politici de a se adresa președintelui și argumentelor invocate. Și această declarație va fi prezentată mâine. Precizăm că fracțiunea PCRM din Parlament refuză în continuare să participe la consultările pentru identificarea unui nou candidat la șefia guvernului.